Bine ai revenit la o nouă ședință de kinetoterapie pentru coloana vertebrală cervicală. Te invit să efectuezi alături de mine o serie de exerciții care să te ajute să scapi de durerile din zona cervicală. Te rog să ai mare grijă când efectuezi aceste exerciții, să nu te grăbești, să faci fix cât simți tu că poate corpul tău. Pentru primul exercițiu vreau să iei loc comod pe un scaun, să te așezi așa cum îți arăt aici, fundul mult în spate, privirea în față, pieptul ridicat. Din această poziție vom avea de efectuat o mișcare foarte, foarte simplă. Cu privirea în față ne aplecăm și apoi arcuim. Privim tavanul. Ne relaxăm bărbia în piept și din nou privesc tavanul. Toată această mișcare o efectuez concentrându-mă pe acțiunea capului, deoarece capul conduce întreaga mișcare. Coborâm, bărbia în piept, relaxăm. Din nou sus, foarte important, nu vreau să te grăbești. Cu răbdare efectuăm 10 repetări. Scrie-mi, te rog, în comentarii cum se simte zona cervicală. Ok, cu răbdare. Trebuie să folosim toată amplitudinea de mișcare. Și din nou sus, încă o dată. Foarte bine. Ok, ne relaxăm. Avem o pauză de 20 de secunde. Vreau să rămâi pe scaun. Concentrează-te pe respirație. Bun, mai avem 5 secunde. Vom începe cea de-a doua serie. Fix cum am făcut mai devreme, ne aplecăm, bărbia în piept. Bărbia sus, privesc tavanul. Din nou, ne aplecăm și sus. Încearcă să ai un ritm cât se poate de constant. Tot secretul la aceste exerciții este să le faci în ritmul tău și să fii tot timpul atent la ce semnale îți transmite corpul. Ok, continuăm, ține ritmul. Scrie-mi, te rog, în comentarii cum te simți în acest moment. Cum ți se pare acest exercițiu? Bun. Și am terminat cea de-a doua serie. Stăm din nou 20 de secunde. Inspiră profund, dă aerul afară. Ok. Ne pregătim. Hai să începem ultima serie din primul exercițiu. Din nou coborâm. Privirea sus. Țin un pic. Privirea jos. Bărbia în piept. Din nou, sus. Nu te grăbi. Foarte bine. Bun, suntem la jumătatea seriei. Rămâi concentrat. E
Excelent. Încearcă să ai un ritm cât se poate de constant. Nu te grăbi. În cazul în care ai obosit, poți efectua doar două serii. Bun. Încă puțin, încă puțin. Ultima repetare. Excelent. Bun. Avem o pauză de 30 de secunde. Poți să iei o gură de apă. Relaxează-te. De-abia am început. Ok. Continuăm cu cel de-al doilea exercițiu. Ne aplecăm și de această dată ridicăm brațele. Privirea tot timpul în față și ridic brațele cât mă simt eu confortabil. Nu vreau să exagerez, deoarece dacă trag foarte, foarte tare de brațe, tendința este aceea de a ridica tot trunchiul. Vreau doar să simt cum lucrează musculatura în zona cervicală. Cum crește tensiunea, cum se relaxează. Foarte bine. Bun. Stăm 20 de secunde. Bun, ne concentrăm pe respirație. Cum te simți până aici? 10 secunde. Ok, 5. 3. 2, 1, trecem la cea de-a doua serie de 10 repetări. Privirea în față, mâinile sus și jos și sus și jos. Foarte bine. Nu te grăbi. Ține ritmul, ține ritmul. Bun, încă puțin, încă puțin. Și pauză. Minunat. Respiră, relaxează-te. Dacă ai obosit, pune pauza acestui video. Te poți opri la două serii. Dacă ești ok, putem să continuăm cu cea de-a treia serie. Foarte important, în cadrul ședințelor de kinetoterapie, dozajul se adaptează 100% individual. Sub nicio formă nu vreau să faci mai mult decât te simți tu pregătit în acest moment. Cel mai important lucru pe care îl poți face este să fii perseverent, să efectuezi exerciții pentru zona cervicală în fiecare zi. Și dacă aloci 5-10 minute, este arhi suficient pentru a-ți îmbunătăți starea de sănătate în zona respectivă. Concentrează-te. Excelent. Suntem din nou la pauză de 30 de secunde. Poți lua o gură de apă. Dacă simți nevoia pentru o pauză ceva mai lungă, poți pune pauza acestui video. Dă-te rog subscribe. Și când te simți pregătit, putem continua cu cel de-al treilea exercițiu. Ședința de astăzi se apropie de jumătate. 2, 1, ok, hai să trecem mai departe. De această dată ridicăm brațele și le coborăm. 10 repetări. Sus, amplu, jos. Privirea mereu în față. Bun, nu mă grăbesc. Excelent. Stăm 20 de secunde.
Respiră, pregătește-te 5, 3, 2, 1 și hai să continuăm cu cea de-a doua serie. Încă 10 ridicări. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, excelent. Stăm din nou 20 de secunde, relaxăm brațele. Mai avem o serie. Și hai să începem. Sus și jos. Și sus și jos. Ține ritmul cu mine, te rog. Nu te grăbi. Încă puțin, încă puțin. Excelent. Pauză 30 de secunde. Ok. Continuăm imediat. 2, 1. Bun. Rămânem în picioare. De această dată rotim brațele. Amplu. Nu ne grăbim. Încercăm să atingem maximul de mobilitate. 10 repetări. Bun. Stăm 20 de secunde. Concentrează-te pe respirație. Spune-mi, te rog, cum se simte zona ta cervicală. Dacă totul este ok până aici, putem să continuăm. Încă 10 repetări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pauză. Stăm din nou 20 secunde. Mai avem o serie, dacă ai obosit, te poți opri aici. Bun. Pauză mare. Scrie-mi, te rog, în comentarii cum ți se pare această ședință de kinetoterapie. Bun, mai avem puțin. 1 și... ne aplecăm și ridicăm umerii. 10 repetări. Neapărat trebuie să menții privirea înainte. Bărbia sus. Bun. Pauză. Acest exercițiu este foarte, foarte util pentru a dezvolta musculatura trapezului. Doi, unu și ne aplecăm, privirea în față și strâng, strâng, trei, patru, cinci, șase, 7, 8, 9, 10.
pauză. Foarte bine. Acest exercițiu îl poți face absolut oriunde, deoarece nu necesită niciun fel de echipament special. Trei, doi, unu și ultima serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, excelent, felicitări! Stăm 30 de secunde, mai avem foarte, foarte puțin. Ne pregătim de ultimul exercițiu al zilei. Uita să-mi spui, te rog, cum te simți până în acest moment, cum este zona ta cervicală. Doi, unu, ok, excelent. Ne aplecăm din nou, punem mâinile pe genunchi și de această dată extensie, relaxare. Extensie, relaxare. Totul este strict din zona cervicală de această dată. Seamănă cu exercițiul pe care l-am făcut pe scaun, însă la acesta putem să activăm un pic mai bine întreaga musculatură a coloanei vertebrale. Bun. Nu te găbi. Pauză. Stăm 20 secunde. Respiră, relaxează-te. Zece secunde. Rămâi cu mine. Doi, unu, bun. Din nou la treabă. Ne aplecăm mâinile pe genunchi. Bărbia în piept, bărbia sus, bărbia în piept, bărbia sus. Nu te găbi. Ne interesează cel mai mult o tehnică de execuție corectă. Bun, ține ritmul, ține ritmul, mai puțin, mai puțin. Pauză, bravo. Nu uita, dacă nu mai poți, nu forța nota, e și mâine o zi. Și... rămâi cu mine, rămâi concentrat. Bun, bun. Încă puțin, încă puțin. Bravo! Atât pentru astăzi. Spune-mi, te rog, în comentarii cum ți-a părut acest protocol de recuperare, cum este zona ta cervicală, ce ți-a plăcut și ce nu. Dă subscribe și până data viitoare, rămâi sănătos!